Expectant. Astăzi, pentru PSD, este evident un eșec. Eșecul acesta, cui se datorează? Au fost persoane care au venit și au spus, nu, domnule, este blat pentru că nici nu s-a încercat dărmarea guvernului. Așa este? Cum poate să fie blat, în primul rând, ca să începem cu blat? Atâta timp când noi am introdus o moțiune de cenzură. Deci, suntem în opoziție, am introdus o moțiune de cenzură, cu adevărat, pentru prima oară în România, a fost introdusă în sesiune extraordinară. Eu nu consider că este un eșec, deoarece în acest moment nu avem un vot. Cu adevărat, nu ne așteptam ca parcursul până la votul pe moțiune să fie atât de lung. Asta înseamnă că votul până la urmă se reia? Categoric. Deci ceea ce s-a întâmplat astăzi, faptul că nu a fost vot, dumneavoastră spuneți că se reia votul. Au fost însă alții de la PNL care au spus că nu se reia votul. Știu și eu și domnul Orban foarte bine că dacă această moțiune ajunge la vot, trece. De altă parte, pentru prima oară când a existat gri în Parlament. De ce sunteți atât de sigur că trece această moțiune? Pentru că... Iertați-mă că intervin, dar nu pot să nu... Este că atunci când a zis totuși regele fotbalului Gică Hagi, dacă dădeam mai multe goluri ca ei, sigur îi băteam. Adică asta e, știți, deci dacă se ajunge la vot, trece sigur. N-am nicio plăcere de a contrazice pe cineva, dar în acest moment nu am avut un vot pe moțiune. Nici măcar unul. Am văzut că nu s-a... Dar stați puțin. Faptul că nu a fost vot, asta înseamnă, deci dumneavoastră spuneți că se va relua. Întrebarea este când și cum? Sub ce procedură? Pentru că situația pe care noi o avem astăzi este totuși una fără precedent. Adică se depune o moțiune, se strânge Parlamentul pentru vot și votul nu are loc. Lucrurile s-au mai întâmplat în Parlament. Acest lucru să nu fie vorum pe o anumită moțiune. Există moțiuni în Parlament nevotate și din 1996. Deci nu e, o să fie cazul și acestea? Cu adevărat, pentru prima oară s-a depus în sesiune extraordinară. Și așteptăm curtea să spună dacă este constituțional sau neconstituțional. Din punctul nostru de vedere, atâta timp cât se vota în aceea sesiune, era constituțional, după specialiștii noștri din partid. Bun, și faptul că... Nu... Pentru că aici e o întrebare. Nevotându-se în această sesiune, când puteți vota tocmai pentru a fi constituțional, tocmai pentru a fi în aceeași sesiune? Avem dreptul... La vara viitoare, de exemplu. Avem dreptul constituțional ca să depunem o moțiune de cenzură în sesiune ordinară. Nimeni nu poate să ia acest drept opoziție. Noi, dar începând cu ziua de mâine, intrăm în sesiune ordinară. Domnule președinte, ne uităm la imaginea de astăzi. Și sigur că mulți se gândeau că în momentul în care această moțiune ajunge în Parlament, n-are cum să nu treacă. Pentru că în momentul... Da, doamna Turcan pare afectată de moțiune, totuși. Stați mai puțin, domnule Ciolac. Domnule Ciolac, președintele personal va reproșa dumneavoastră și PSD-ului momentul în care, de exemplu, când legile pandemiei erau modificate în Parlament și v-au acuza de faptul că nu le dați drumul mai repede pentru că aveți majoritatea. Astăzi însă au fost parlamentari care nu au venit la vot. Nu au venit la vot pentru că erau cu adevărat bolnavi sau nu au venit la vot din alte motive suspecte, ca să zic așa. Astăzi au fost foarte mulți parlamentari care nu au venit la vot, atât neafiliați, din interiorul Partidului Social Democrat. Au fost 3 parlamentari care s-au declarat că sunt subit bolnavi și 2 parlamentari care au anunțat oficial că nu se prezintă. Doamna senator Pațurcă de la Călăraș, Roxana, a cărei soț este culme, este primar PNL, deci o familie transpartinică, și domnul Ciocan Dan de la Poltă. Doamna Carmen Dan a zis că mama ei are COVID și trebuie să stea în izolare. Domnul Cătălin Rădulescu mi-a scris și mie că are un pic splina și ficatul un pic mărite și nu poate să și splina și ficatul, dar parcă a fost mărite și a fost în Parlament. Dar nu avea și bronșită, domnia sa. Uite ce mărită le-a. Un fost coleg de la Arad care a zis la fel că e suspect că s-a văzut cineva cu COVID. Blatul era al lor sau al cui era? Adică ei au avut un blat tocmai pentru a-l veni. Mâine vom face un comitet politic național și o să propun excluderea celor 5. Eu nu cred în bolnăvirii de azi de dimineață până la ziua votului. Deci considerați că toți cei 5 trebuie să fie excluși? Categorii.
Vă așteptați la această situație din partea unor colegi de dumneavoastră, oameni care să spună că au bronșită, că au splinită, că au, eu știu ce? Nu, diferența mare este ce ni s-a vândut, 3 ani și jumătate, că corupții, penalii din PSD, oamenii lui Dragnea au distrus țara. Dacă ne uităm pe toate lista de la anumiți parlamentari care la un moment dat au fost în PSD, astăzi au lipsit susținând guvernul Orban. Deci toate minciunile încep să apară în fiecare zi. Va fi mod pe moțiune, că va fi pe această moțiune, că va fi pe o moțiune în sesiunea ordinară, până la urmă nu vor putea evita. Știrea decizia, din această seară. Am înțeles că decizia liderilor de grup, până la urmă, ei au decis și de partide de a nu face quorumul, ne și arată cine susține acest guvern pe care l-ați prezentat.